desfășurăm astăzi la Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, cea de-a doua zi de susținerea examenului de diplomă de către absolvenți ai specializării Ingineriei Economică Industrială. Ne bucurăm că această 18-a promoție de ingineri economiști, așa cum sunt numiți, beneficiază la susținere de sprijinul tutorilor de practică, dar și de către reprezentanții ai firmelor în cadrul cărora au desfășurat stagii sau firme din mediul socioeconomic interesate de recrutarea acestora. Am revenit în acest an la bunele practici după cei 2 ani dificili de pandemie, practici care au constat și constau în continuare în colaborarea cu angajatorii, în susținerea acestora a stagiilor de practică și participarea la finalizarea studiilor. Suntem foarte încântați că toți absolvenții noștri în acest an de la IEI, aproape 40, au avut stagiu pentru elaborarea proiectului de diplomă, ceea ce le va permite cu siguranță creșterea gradului de angajare al acestora. Astăzi am susținut proiectul de diplomă. Acest proiect a fost elaborat cu unul din proiectele de an și un studiu de caz realizat la Adient Trim Pitești. A fost o experiență unică, am trecut prin emoții foarte mari. Fiind și șef de promoție, știam că majoritatea profesorilor au așteptări de la mine, dar m-am descurcat și am trecut cu bine și peste acest hop. Am primit întrebări și de la angajatori, au fost foarte ok, ne-au ajutat în cazul în care ne încurcam sau nu știam ce răspuns să le dăm și ne-au abordat într-un mod prietenos. Astăzi a fost o zi specială pentru mine, deoarece astăzi am susținut proiectul de diplomă, care a conținut 2 părți, un studiu de caz realizat în cadrul Faurecia, care a fost obținut prin concurs și un proiect de an dezvoltat în continuare. Au venit și diferite firme din județul Argeș care au ajutat studenții la găsirea unui loc de muncă în continuarea carierei lor. Am primit întrebări și din partea lor, atât din partea celor din comisie, profesorilor din comisie, cât și din partea diferitelor firme, care atât ne-au pus întrebări, cât ne-au și dat sugestii pe viitor pentru lucrări și pentru lucruri cât mai bune în viață. Avem o colaborare foarte bună cu universitatea. În ce scop? În scopul că primim în stagiile de practică studenți care au în cap decât partea teoretică. Da? Trebuie să vadă și practic. Și sunt foarte mulțumit de ei. Întotdeauna se lucrează în echipă, să facem mix. Tinerii n-au experiență, dar sunt foarte luptători. Și dacă integrezi una, două persoane cu experiență maximă, succesul este garantat. Mă bucur că am avut onoarea să particip la prezentările proiectelor de diplomă pentru studenții de la IEI, Inginerie Economică Industrială. Avem persoane, avem studenți care la ora actuală sunt angajați ai companiei Faurecia. Am venit și să-i susținem și bineînțeles că am venit și în scopul de a colabora și pe viitor și cu alți absolvenți, pentru că am sesizat la cei pe care i-am luat deja că sunt foarte bine pregătiți și își doresc foarte mult să muncească și mai ales în mediul automotiv. Absolventul de IEI, așa cum este el gândit prin prisma specializărilor inginerești, este un inginer care are deopotrivă cunoștințe și competențe tehnice, nu atât de multe cât un inginer tehnolog, dar în schimb are mai multe cunoștințe și competențe din zona managerială economică, fiind astfel capabil să organizeze și să conducă procese de producție la diferite niveluri. Acest lucru îl avantajează pe piața muncii, permițându-i angajarea într-o gamă largă de firme industriale. Pentru studenți, am doar câteva sfaturi. Sunteți la început, lăsați emoțiile. Concentrați-vă pe ceea ce vi se spune și
analizați foarte bine când ajungeți în, când ajungeți în, în secțiile de producție, fiindcă veți căpăta o experiență foarte mare. Iar în acest timp, noi suntem cu ochii pe voi să vă angajăm și vă așteptăm în, în companiile noastre. Mult succes! Ce vrem noi de la studenți? Vrem să fie implicați, vrem să aibă curaj, să-și dorească să muncească, să obțină în primul rând note bune și respectul profesorilor și ulterior să se îndrepte spre stagii de practică și locuri de muncă pentru a putea avea un viitor asigurat. Vreau să aduc mulțumiri tuturor profesorilor care au ajutat la formarea mea personală, dar și profesională, și în special domnul profesor universitar doctor inginer Nițu Eduard Laurențiu, care m-a ajutat și m-a sfătuit în elaborarea proiectului de diplomă.